Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitatul nostru de astăzi este Părintele Emil Șurcan, preot paroh și slujitor la Biserica cu Hramul Sfântul Mare Mucenic Mina din Alba Iulia și profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Părinte, bună seara și vă mulțumim că ați acceptat să veniți la emisiunea noastră. Suntem în Sfântul și Marele Post și considerăm că ar fi un moment potrivit să vorbim despre această perioadă din cursul anului bisericesc, în această perioadă în care ne aflăm. Vedem că, din punct de vedere meteorologic, este așa o luptă în natură, iarna se luptă cu primăvara, au început să răsară florile, înmuguresc copacii, dar mai vedem și zăpadă și temperaturi destul de scăzute. Însă, în cele din urmă, viața va birui și la sărbătoarea învierii vom vedea și natura reînviată. Părinte, să vorbim despre acest post și pentru că ne adresăm, să spunem, multor telespectatori, dintre care unii poate frecventează mai mult biserica, alții mai puțin, să încercăm să explicăm ce este postul. Și să facem referire și la acest post mare. Este unul din cele patru posturi mari rânduite de către Biserica Ortodoxă în cursul unui an bisericesc. Dacă ar fi să dau o definiție, așa știu eu, pe marginea cărților de teologie, am zice că postul este o abstinență, este o reținere de anumite mâncăruri pe o perioadă cu scop religios. Sigur, asta este cea mai scolastică, să zicem, definiție. Postul, zice părintele Alexandru Schmemann în cartea sa Postul cel Mare, postul este un fel de prinsoare, un fel de rămășag, ar zice, într-un termen mai ardelenesc, încercarea de a-ți demonstra că tu nu ești dependent de mâncare, că mâncare nu este scopul tău existențial. Scopul tău existențial este, de fapt, întâlnirea cu Dumnezeu, vorbirea cu sfințenia divină. În rai, în acel areal de sacralitate, omului s-a spus să mănânce din pom, să mănânce din roadele pământului, cu alte cuvinte, dar de fapt cea mai mare mâncare a lui era întâlnirea cu Dumnezeu, șoptirea la ceas de taină. Același lucru va face Mântuitorul când diavolul îi va spune, după ce a postit 40 de zile și a flămânzit, îi va spune să facă din pietre, să facă pâini. Răspunsul este emblematic. Nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu. Postul este această hrană cu cuvântul. Iar hrana cealaltă, hrana materială, hrana biologică, hrana trupească, în această perioadă, îți demonstrezi că este de fapt un element auxiliar. Tu acum vrei mai mult să stai de vorbă cu Dumnezeu. Ești în perioada de așteptare. De fapt, asta înseamnă postul Paștilor. O perioadă de așteptare cu tristețea suferinței lui Hristos și apoi cu bucuria învierii. Deci postul Paștilor este mai lung și mai trist, spre deosebire de postul Crăciunului, care este un post de bucurie, o așteptare în bucurie. De data aceasta este o așteptare în tristețe spre bucurie, deci în suferință spre înviere. Chiar și perioada anului în care este așezat postul îl face oarecum mai dificil în condițiile în care, să spunem, bucatele de post sau bucatele de natură vegetală nu sunt atât de ușor de găsit cum ar fi în postul adormirii Maicii Domnului în luna august. Odinioară era situația respectivă, pentru că oamenii culegeau roadele toamna și le puneau bine și până în primăvară mai rămâneau câte mai rămâneau. Acum n-aș mai spune că este greu. Greutatea este doar financiară. Legumele sunt destul de scumpe și fructele și mâncarea de post nu este chiar așa la îndemâna oricui, în sensul că este și ca să pregătești o mâncare de post pentru femei, pentru gospodine, necesită un timp mai mult. Însă, iarăși revin, nu problema mâncării este problema sau, cum să zic eu, elementul central.
ci este problema așteptării. Știți cum văd eu postul? Că atunci când aștepți pe cineva drag și ți-e așa de drag să-l întâlnești, ești într-o stare așa de misterium tremendum, o teamă, o frică, o bucurie, toate îngemânate la un loc, da? Și parcă dacă cineva te îmbie cu mâncare, spui, acum parcă nici n-am poftă de mâncare, nici nu-mi trebuie. De ce? Pentru atenția că... este concentrată înspre exact. Acel vreau moment să-l al întâlnirii. Întâlnesc. Ca și cum ai sta într-o gară și un părinte drag, mama, tata, vine după ani și ani, știu eu, dintr-o țară îndepărtată, plecată, nu-ți trebuie nimic decât să-l vezi, să-i vorbești, să-i șoptești. Ai uitat pur și simplu de necesitățile tale trupești, de hrană. Așa este postul. Este perioada în care vrei să vorbești mai mult cu Dumnezeu. Și atunci hrana devine auxiliară. Și atunci nu mai faci din această hrană, știu eu, de fiecare zi, nu mai faci un scop existențial. În plus, postul reiterează, reia tema raiului. Omul în rai a primit porunca să se hrănească din toți pomii raiului, adică din roade. O hrană vegetală, o hrană care nu însemna uciderea animalului. Animalul avea rostul lui. Omul trebuia să stăpânească creația, dar nu neapărat să devină un după păcat în schimb, atunci totul se bulversează. Și centralitatea omului, sau cum să zic, scopul existențial a omului, va fi din păcate axat pe mâncare. O viață întreagă, zice românul, alergând după mâncare. De dimineața până seara, la servici, strângem bănuții și ne dăm seama că ne ajung sau nu ne ajung ca să umplem coșul de la magazin, ceea ce înseamnă alergare după... Este o realitate. Da, părinte, cu tristețe constatăm chiar și în ajunul marilor sărbători la noi o concentrare foarte mare asupra... Acum, știți, mâncării, că vedeți, știți cum este festinul acela, da. Este masa aceea și lupta din supermarket. Biserica nu condamnă această bucurie a românului de a avea masa plină. Biserica, în schimb, atrage atenția românului și creștinului să aibă grijă să nu fie doar alergarea după masă, pentru mâncare. Adică înghesuiala de la supermarket... și deloc înghesuiala de la biserică, știți? Pentru creștin, în mod normal, părinte, pentru creștinul practicant, nu ar trebui să fie o foarte mare diferență între perioada dinaintea postului și perioada din post, în condițiile în care creștinul practicant are o relație destul de constantă și echilibrată cu aveți Dumnezeu. Dreptate. Aveți dreptate și să știți că, mă rog, în calitatea mea și experiența mea de preot paroh, eu văd acest lucru. Omul care vine la biserică este tot așa de legat de slujbă, de rânduială, de liturghie, de împărtășanie în orice perioadă a anului. El vine pentru că este drag. Nu pentru că, sigur, în perioada postului vin mai mulți. Pentru că există oarecumva conștiința de a face mai mult. De a-ți înmulți rugăciunea, prezența la biserică, lectura din cărțile sfinte, rugăciunea personală. Omul simte că trebuie să facă mai mult. De aceea, în postul, în post, în general, în cazul nostru, în postul mare, foarte mulți vin și se spovedesc. Adică simte că Paștile nu înseamnă numai casă și haină curată și masă în belșug, înseamnă și suflet curat. Și când toate se coroborează, când toate se combină, atunci parcă și Paștile sunt mai binecuvântate. Și când apare și postul ca jertfă, ca reținere, ca abstinență, cu siguranță întâlnirea de la masa pascală are o altă conotație. Cu mai multă bucurie aștepți postul, aștepți învierea când știi că ai postit. Nu știu, e altceva. Parcă mâncarea aceea de dulce care o iei în noaptea aceea după ce ai venit de la Sfânta Liturghie, acel ou ciocnit și spart și mâncat, parcă e o binecuvântare. Nu știu, îl simți altfel în gură decât dacă
cu o jumătate de oră ai mai mâncat un ou, ai mai făcut nu știu ce tocăniță de mânca, de E carne. o încheiere frumoasă a unui drum, a unui act săvârșit frumos de către creștinul respectiv. Părinte, din experiența pe care o aveți în parohie cu oamenii, România este într-o perioadă destul de dificilă din punct de vedere economic și, să spunem, cetățeanul obișnuit resimte acest lucru din plin. Acest medicament amar sau aceste greutăți și dificultăți din viața omului l-au făcut să se apropie mai mult de Dumnezeu? Eu, din experiența mea de preot paroh, pot spune că biserica unde slujesc este o biserică vie, o biserică plină. Și oamenii se simt bine. Eu am impresia că există două categorii, cel puțin două categorii de români, de creștini. Este creștinul care simte că în Dumnezeu și de la Dumnezeu și de la biserică prinde putere. El prinde speranță, oricât de greu i-ar fi, oricât i-ar spune, știu eu, societatea, că nu mai sunt bani, că asta e criza, că asta e situația, că e bolnav, că nu se mai vindecă. Faptul că el e un om credincios, chiar dacă își asumă realitatea și zice, până la urmă asta este, dar e altfel, are o speranță, are o, cum să zic eu, o privire spre dincolo. Nădejdile lui nu sunt ancorate în lumea aceasta Exact. Omul imperfectă și acesta plină de are slăbiciuni. ochiul eternității format. Și atunci el va ști, el știe foarte clar. S-ar putea să trăiesc 90 de ani, s-ar putea să trăiesc 50 de ani, Dumnezeu știe. Important este ochiul eternității. Să știu că mă duc acolo unde m-am pregătit și îmi doresc să merg. Pe de altă parte, există categoria creștinului care cu cât e mai rău, cu atâta devine mai rău el în sufletul lui. Adică, zice românul, bătut de Dumnezeu și inconștient. Vede că nu este, vede că e greu, vede că e criză, vede că nu e... El pe mai departe o ține pe mai departe într-o răutate, într-o îmbufnare, într-o patimă. Vedeți, mi-au asta iarăși o situație foarte dramatică pe care am întâlnit-o de multe ori. Sunt cazuri și cazuri în care cu cât e mai greu, cu atât omul nu se lasă de băut, deși banii pe alcool sau alcoolul costă mult, dar își alimentează patima aceasta, știu eu, crezând că Până și uită. epuizează toate resursele Da. fizice, dar și Ori materiale. normalitatea este asta. Să încercăm să echilibrăm viața noastră, să încercăm să avem o privire a sfințeniei. Când avem privirea aceasta a sfințeniei, să știți, atunci devenim mult mai buni. Indiferent dacă haina de pe noi costă mult sau costă puțin, important este să fie curată. Iar noi să fim niște oameni verticali, cinstiți, cuminți, cu un respect sfânt față de om și față de Dumnezeu. Părinte, suntem în Sfântul și Marele Post și știm că în această perioadă până la înviere, fiecare duminică are o însemnătate specială, este marcată într-un fel anume și reprezintă, eu așa am denumit, niște pași ai creștinului Așa către este. înviere, O scară, da. ca un urcuș. Dacă ne-ați putea face o scurtă referire la fiecare din aceste duminici. S-a început cu Duminica Sigur, Ortodoxiei. sigur. Nu știu dacă le iau într-o ordine strict cronologică, dar propriu-zis, fiecare duminică este o pregătire pentru cealaltă duminică și toate la un loc sunt pregătire pentru înviere. Dacă în prima duminică noi avem ca bază credința noastră ortodoxă, în cazul nostru, sărbătorim victoria asupra ereziei, pentru că erezia ce înseamnă? Erezia înseamnă ruperea comunității lui Hristos. Hristos a înființat o singură biserică, o singură comunitate, o singură grupare de ucenici. Apostoli, ucenici, femei, bărbați, toți la un loc formau o biserică. Și și-a dorit acest lucru, ca toți să fie una, după cum tu, Părinte, în mine și eu în tine, zice Mântuitorul. E, durerea mare este atunci când, din orgoliu, din alte cauze, oamenii au început să se scindeze. Iar în prima duminică noi, propriu-zis, servăm această încercare de a rămâne uniți, de a rămâne uniți într-o credință autentică. Sigur că după aceea urcăm treaptă cu treaptă, duminica crucii, în care, spune Mântuitorul, își ia omul crucea și urmează. Apoi vin niște modele de sfințenie extraordinare, Sfântul Ioan Scăraru, care el vorbește superb despre scara vieții creștine. Urci 33 de trepte
urci 33 de virtuți, propriu-zis 33 de cum să zic eu, de momente pe care trebuie să le împlinești ca să poți ajunge la Dumnezeu. Apoi modelul Marie Egipteanca, care este pur și simplu exemplu concret. Parcă nici nu se putea un exemplu mai frumos decât exemplul Sfintei Maria Egipteanca, care a fost exact ceea ce am fost noi sau ceea ce suntem noi, omul din lume, cu păcate, cu patim, cu una, cu alta, dar omul care până la urmă s-a hotărât pentru lucrurile sfinte, omul care știe să zică la un moment dat, stop, nu mai vreau așa, vreau altceva. Și vreau ceea ce de fapt știu că vrea Dumnezeu. Că Dumnezeu sunt vrea. Niște exemple extrem de motivaționale și suntem așa într-o perioadă în care aceste tehnici motivaționale, povestiri, filmulețe, cărți pe teme motivaționale prind foarte bine. Iar exemplul Mariei Egipteanca este un model de întoarcere la 180 de grade de la, să spunem, păcatul în cea mai gravă formă, să spunem, până la virtutea, la cel mai înalt nivel, până la atingerea sfințeniei. Părinte, care este raportul dintre post și realitățile actuale? Pentru că dacă pentru bunicii noștri petrecerea acestei perioade era într-un anumit fel, pentru noi cei de astăzi care avem la îndemână și descoperirile tehnologiei, postul este cumva altfel. Înțelegând nu ad literam, ci în sens spiritual, ceea ce ne cere biserica și felul cum trebuie să petrecem această perioadă, ne dăm seama că avem și alte lucruri de la care trebuie să ne oprim în perioada postului, mai mult decât bunicii noștri, să spunem, sau părinții noștri. Problema este următor. Postul este, prin definiție, o stare de jertfă. Starea de așteptare, cum am numit-o. Iar așteptarea este o jertfă. Jertfirea ta de dragul celuilalt. Și atunci și acum postul rămâne același. Deci postul nu se schimbă. Numai că odinioară oamenii erau mult mai serioși în ceea ce însemna postul și îl asumau mult mai profund. Observați că lumea mass-mediatică, care uneori este minunată, alteori în schimb bulversează și zăpăcește. Dar până la urmă, încet, încet se întoarce la realitatea clară. Sigur, nu o justifică cum o justificăm noi, realitatea postului, o justifică altfel, dar dă dreptate bisericii. Toți acești specialiști în nutriție, toți acești oameni medici care vin și spun, oameni buni, opriți-vă, nu mai consumați haotic mâncăruri, tot felul de cărnării, tot felul de toxine. Din când în când faceți această pauză alimentară, tocmai ca să vă reechilibrați. Ei vin și, într-un mod inconștient, fără să-și dea seama, bat la porțile bisericii care le spune. De câteva ori pe an... Spune acest lucru de mult timp. Exact. Haideți să intrăm în starea de jertfă. De cel puțin două ori pe săptămână, miercurea și vinerea, încercați să aveți această stare de reținere. De ce? E bine, în primul rând, pentru suflet și, în al doilea rând, pentru trup. Biserica este foarte înțeleaptă. Neînțelegând biserica, sigur că au venit cu tot felul de acuzații, dar încet, încet revin. După ce odinioară se făcea apologie a mâncărilor grase, așa știu cât de bine trebuie să trăiască omul, știți, așa un fel de dicton latin, edite, bibite, comete, încet, încet, știința își dă seama, nu asta e viața. Viața trebuie să aibă foarte mult echilibru, dacă vrei să ai o viață frumoasă. Iar biserica vine și spune în plus, și echilibru trupesc, dar atenție, și echilibru sufletesc, întâlnirea cu sfințenia. Pentru că atunci și mentalul și corporalul intră într-o echilibrare și într-o rezonanță pozitivă. Alminter, poți să fii silueț, să ai dimensiunile acelea de showbiz, cum se numește, dar mental să fii doborât, să fii la pământ. Înțelegeți? Biserica vine și ajută inclusiv mintea noastră să gândească altfel.
De fapt, biserica ne îndeamnă să avem grijă de trupul nostru, spunându-se că este templul al Duhului Templul Sfânt. Duhului Sfânt, sigur. Și specialiști în nutriție, medici și oameni de știință, cercetători, că este termenul folosit de multe ori, Părinte, vedeți că chiar se glumea pe tema asta, că cei mai mulți cetățeni britanici sunt cercetători. Da, da. Se tot amintea că, potrivit unor cercetători britanici, se spune că o minte sănătoasă, un spirit sănătos este într-un trup echilibrat din punct de vedere al sănătății. Exact. Și al hranei, pentru că foarte multe dezechilibre pe care le avem din punct de vedere sufletesc de multe ori sunt generate de un dezechilibru al elementelor pe care ar trebui să îl avem în corpul nostru. Părinte, haideți să vorbim puțin și despre postul de noutăți de știri, pentru că discutăm înainte de emisiune. Trăim în era noastră niște vremuri în care suntem asaltați de informație din foarte multe locuri și presupune o forță destul de mare să știi să discerni și să știi de ce informație ai nevoie sau ce informații nu-ți folosesc, da. Și probabil că nu ar trebui să te încarci cu ele. Este foarte ușor în zilele noastre să avem fie un telefon mobil sau o tabletă sau un calculator conectați la internet, să încercăm să acumulăm informații din foarte multe domenii. Sunt atâtea canale de știri care ne informează și radiouri și... Da, știți care e problema? Din păcate, societatea, exact ce vă spuneam, avalanșa asta, mass media și multimedia, ne-a făcut să nu mai fim căutători de știri, ci căutători de știri șocante. De senzațional. Deci suntem niște oameni care așteptăm și senzaționalul face rating. Trusturile au simțit acest lucru. Și atunci ei oferă ceea ce face rating. Dar inevitabil se produce și o tocire a simțurilor noastre față de ceea ce nu, șochează și rămânem de multe ori impasibili lucruri care ar trebui să ne Nimeni nu șocheze. Se mai uită sau foarte puțin sunt cei care urmăresc o emisiune cu tradiții populare, de odinioară, frumoase. Știu, eu dau un exemplu cu coptul pâinii sau ceva frumos care să te trimită într-o lume a frumosului, a istoriei, a tradițiilor. Dar toată lumea știe, dacă îi întrebi, toate crimele și violurile care s-au întâmplat și care au fost transmise. Cu alte cuvinte, fără să ne dăm seama, ne-am tocit simțul frumosului și am devenit robii știrilor de senzație. Doar atât. Ori biserica vine și spune, sunt știri de senzație, dar pozitive. Sunt extraordinari și sunt suficiente ca să le putem descoperi și să medităm asupra. Pentru că o știre... Nu trebuie să fie doar așa un fel de boom informațional, ci o veste se macerează în mintea ta. Tu trebuie să te gândești la ea, tu trebuie să meditezi. Așa era odinioară bătrânii. Bătrânii povesteau seara când se întorceau de la munca pământului, își povesteau și meditau și discutau și analizau ei acolo în timp ce mai sfârmau niște porumb în coșarcă, bătrânul cu bătrâna sau soțul altfel cu soția. Altfel curgea timpul atunci. Da, și ei de fapt aveau o discuție meditativă asupra ce se întâmpla. Și când au aflat o veste rea, nu era doar o problemă de statistică. Observați că noi am ajuns la momentul la care pur și simplu nu te mai interesează că a murit, ci ți se spune o cifră. În atentat au fost uciși 50 de oameni. Și zici, da, 50 de oameni, aseară, alaltă ieri erau 60. Cu alte cuvinte, tu deja nu mai simți durerea, ci ești omul cifrelor, statistici și senzaționalului. Altfel gândeau oamenii odinioară când fiecare durere era încropită cu o mică rugăciune. Doamne, ajută la bietul om, zicea bătrânul sau bătrâna. Cu alte cuvinte, se trăia drama, știrea era altfel primită. Ori perioada asta de post vine și ne spune, atenție, nu vă mai încărcați cu aceste, statistici negative, cu aceste elemente care, de fapt, nu urmăresc să vă transmită ceva, ci doar să facă bani prin faptul că cu cât sunteți mai mulți,
iertați-mă de expresie, gură cască în televizor, cu atât mai scump se vinde minutul de publicitate. Păi asta interesează, să vândă minutul de publicitate. Nu să te cultive pe tine, nu să te informeze corect, nu să-ți dea senzația plăcutului sau a științificului, nu. Nu mai există elementul de catarsis, de exact, să te țină cu ochii bulbucați în televizor și ei să sondeze după aceea ratingul de piață. Și prin asta să pună apoi standardul de plată pentru detergent, pentru pastă de dinți, pentru ceea ce fac ei reclamă. Lucru important. Da. Părinte, timpul dedicat emisiunii noastre s-a scurs. Vă mulțumim pentru că în seara aceasta v-ați făcut timp să veniți la postul nostru de televiziune să discutăm pe această temă despre post. Noi sperăm că cei care au stat în fața televizorelor să fi stat curios și să sperăm că le-am pus la suflet gânduri care să le fie de folos în această emisiune. Vă mulțumim încă o dată pentru că dumneavoastră de multe ori ne-ați răspuns pozitiv la invitațiile pe care le-am făcut și sperăm să ne mai putem întâlni în această emisiune. Cu mult drag și cu multă bucurie. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii noastre. Vă reamintim, l-am avut ca invitat pe Părintele Emil Șurcan, preot paroh și slujitor la Biserica cu Hramul Sfântul Mare Mucenic Mina și profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Eu sunt Emanuel Drăgușin, vă mulțumesc tuturor pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă doresc o seară cât mai frumoasă.